Dacă în anii trecuți v-ați cumpărat o mașină și ați plătit sute sau chiar mii de euro pentru taxa auto de la acea vreme, mai aveți la dispoziție o lună ca să vă recuperați banii fără să apelați la ajutorul instanței. Până în 31 august mergeți la finanțe și depuneți o cerere prin care solicitați restituirea taxei auto. Puteți să vă recuperați banii și dacă nu mai aveți mașina și nu mai dispuneți de actele care atestă că ați făcut plata taxei auto la acea vreme. Practic, cererea unică de restituire este singurul act de care aveți nevoie. Banii vă vor intra în cont până cel târziu în martie 2019. Pentru că taxele auto, de înmatriculare sau de mediu folosite în România, au fost declarate nelegale și în neconcordanță cu legislația europeană, au fost eliminate la începutul acestui an. Așa că, în momentul de față, proprietarii care își cumpără mașini din străinătate le pot înmatricula în țară, fără să plătească vreo taxă suplimentară. Guvernanții noștri nu renunță însă la ideea unei taxe auto. Ministrul Mediului, Graziela Gavrilescu, a anunțat deja că până la finalul anului va fi implementată o nouă taxă. Vreau să se repete greșeala, vreau ca formula de calcul la care grupul de lucru lucrează, grup de lucru format din reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Fondului de Mediu, a RAR-ului, deci inclusiv deci a Ministerului Transportului, a Ministerului de Finanțe, să fie o formulă care să nu mai poată să fie contestată, deci să nu mai poată să fie atacată, o formulă care să stea în picioare, astfel încât, într-adevăr, cel care poluează conform acelei formule să poată să fie și cel care să primească o penalitate. Nu avem. Eu când îmi iau un angajament, îl iau definitiv. Eu am promis că undeva până la sfârșitul acestui an, acest grup de lucru să-și încheie activitatea și să ne prezinte exact măsura pe care trebuie să o impunem pentru perioada următoare. În schimb, în paralel, până să introducem, să spunem, o nouă metodă de calcul, după cum vedeți, avem grijă să facem prevenții, respectiv să lansăm proiecte pentru diminuarea acestor emisii.